Bună, sunt Mihaela și astăzi deschid cu voi coletul pe care l-am comandat de Black Friday de la Nolia. Au avut niște oferte senzaționale, am să vă spun prețurile pentru fiecare produs. Am luat, cred că 10 lucruri aici și am luat și una din ojele de noutate, să pot spune așa, de la Nolia. Ah! Să deschidem tot de aici. Acestea sunt toate produsele. Haideți să le despachetăm. Le voi lua pe rând. Prima dată, din câte văd, o altă ojă cu sclipici. Aceste oje sunt preferatele mele. Aceasta se numește ametist. Și arată așa. Absolut senzațional. Ojele sunt un pic reci. De-abia ce am primit coletul, dar nu am avut răbdare să mai aștept să se încălzească ojile, de aceea s-a strâns un pic sclipiciul, dar tot se observă, cât de frumos este. Așa, următoarea. Să știu că mai aveam o ojă cu sclipici. Asta este. Aceasta se numește Glimmer Gold, Marigold, pardon. Și este un sclipici așa cupru. Arată un pic mai ciudat pentru că ojele sunt reci. Wow! Un sclipici perfect și pentru sezonul de toamnă și pentru cel de iarnă. Mă așteptam să fie un pic mai auriu, dar e bine și așa. Îl voi pune la uscat. Și să trecem la următorul. Oare. Hai să deschidem pe acesta. Aceste două uje cu sclipici au costat 19 lei. Următoarea ojă este o ojă specială apărută mai nou pe Nolia. Este o ojă cu top incorporat, foarte pigmentată, care nu mai necesită top, pur și simplu. Ai dat stratul de ojă și ai terminat treaba. Se numește Clasired. Mi-am luat un roșu clasic pentru sezonul acesta de sărbătoare. Ia uitați! De asemenea, oja e rece și se comportă un pic ciudat, dar uitați cât de pigmentat este. Ce frumos! E acest clasired. Am dat 45 de lei pe această ojă. De obicei, undeva la 60 se duce. Pentru că e un fel de, se numește ultima, optima color top, optima color top. Bun. Următoarea ojă este Juniper. Este un verde, am căutat un verde, dar la ora la care am dat eu comandă, toate culorile de verde erau aproape date. Dar e frumos și acesta. Speram să fie un verde frumos. E perfect pentru Crăciun.
E perfect. Voiam să iau altă nuanță de verde, dar e foarte bine și aceasta. Juniper. Am dat pe Juniper 18 lei. Următoarea este aceasta albastră. Ah, mai nou vine să pui și etichetă pe tipsul pe care dai culoarea. Ce drăguț! Ce drăguț! Bravo, Nolia! Următoarea culoare este azure. Un albastru, ia să vedem. Un albastru deschis, vai, cu niște fulgi. Cu niște fulgi ar arăta grozav. Și cât de pigmentate sunt aceste culori. Cât de pigmentate. Da. Grozav. Și la fel, pe azur am dat 18 lei. Ojele de 7 ml, culoare așa pur și simplu. Am dat 18 lei pe ele. Așa, următoarea. Am mai luat încă oja cu sclipici? Doamne, câte oje cu sclipici am luat? Credeți-mă, am dat comandă la ora 6 dimineața și nu mai știu ce am dat. Adică aveam niște dorințe, mi le-am îndeplinit, restul ce a venit, aia am luat. Nici nu am citit. Sparkly Lavender. O culoare așa de levănțică, cu un pic de sclipicel. Foarte simpatic. Și subtil, așa. Delicios. Îmi doream foarte mult și o ojă cu sclipiți din acela reflectiv, dar, din păcate, când m-am trezit eu, nu mai erau. Pe aceasta Spark Lavender, tot 18 lei. Ok, următoarele două sunt niște baze. Rubber, pe care eu le iubesc. Aceasta se numește Peachy. Ce drăguț. Mi-am luat una mai spre piersică, una mai spre roz, așa. Pentru că mi s-au terminat celelalte pe care le aveam. Nu le-am mai găsit exact pe acelea. Și am spus că nu funcționează chiar așa de bine pentru că sunt reci. Trebuie să se dezmorțească un pic. Dar oricum, are potențial. Are potențial această bază. Deci Peachy SR 33. Pe această bază am dat Peachy 27 de lei. În general, aceste baze rubber sunt la 35 sau 36. Oricum, au avut discounturi foarte mari. De 75 sau 70 de... Oricum, 40%, 20%, depinde. A doua bază este Blush Rose SR 32. Cum am spus, aceasta este mai spre roz. Pentru că unele persoane apreciază mai roziu, altele mai piersiciu. Trebuia să mai aștept eu până să desfac colectul, dar ce credeți, că am avut răbdare? Da, foarte drăguță. Să o bag la uscat. Așa.
Aceste două, ce drăguțe sunt, sunt niște cutiuțe cu spider gel reflectiv. Adică dacă nu am reușit să-mi iau ojă cu sclipici din acela reflectiv, am zis că hai să-mi iau măcar niște spider gel. Au fost 11 lei. Drăguțe scutiuțele, doamne, mor după aceste ambalaje de la Nolia. Sunt ultra simpatice. Ia uitați. Îl scap. Wow. Vi-l arăt doar așa. Wow. Super. Am să-l bag înapoi aici, în cutiuță. Arată grozav. Așa. Și să vă arăt și pe cel silver. Trece înapoi. Da, arată super. Pe acestea două nu le voi pune pe tips pentru că au nevoie să se încălzească un pic. Acestea sunt toate culorile pe care le-am comandat. Această ojă Optima Color Top. Vedeți? Nu e lipicioasă. E gata de purtat. Super! Sunt foarte mulțumită. Am uitat cât de frumos arată și sclipicerii. Foarte frumos. Dragilor, mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la videoclip. Vă rog să dați un like dacă v-a plăcut. Mulțumesc că v-ați abonat, iar dacă nu ați făcut-o încă, abonați-vă. Puneți și clopoțelul ca să vă notifice YouTube-ul atunci când postez noi videoclipuri. Vă doresc toate cele bune, numai bine, pa, pa, pupici!